așa cum am transmis și echipei și dumneavoastră, vă spun că începem un nou campionat unde trebuie să demonstrăm că suntem buni, unde trebuie să tratăm fiecare meci serios, să fim conectați, determinați, să facem fotbalul nostru, să arătăm încă o dată că merităm și că suntem foarte buni. Luăm fiecare meci în parte, uităm de puncte, câte puncte avem, eu zic că toate echipele pleacă de la zero și trebuie să fim pregătiți pentru fiecare meci. Începem cu meciul de acasă, unde trebuie să luăm 3 puncte, să jucăm la victorie, să ne impunem ritmul și intensitatea jocului și să câștigăm cele 3 puncte. Pentru asta trebuie să marcăm, cu toate că și ultimul meci acasă tot la fel am atacat mult, dar n-am reușit să marcăm. Sperăm că de data asta o să facem la fel de bine, să atacăm la fel de bine și să marcăm goluri. Cum, care este atmosfera în cadrul lotului după ratarea play-off-ului? Jucătorii au acuzat ratarea prezenței în lupta acolo sus. Care e atmosfera? E realitate. Trebuie să ne adaptăm la realitatea care e. Din păcate n-am reușit să intrăm în play-off, cu toate că am stat acolo mult timp, am avut început bun de campionat, după care la sfârșit am suferit foarte mult și lucruri care ne-a costat anul trecut, acele meciuri care nu n-am făcut puncte, am pierdut și ne-a costat. Am avut o săptămână în care ne-am pregătit foarte bine și suntem conectați la meciurile care sunt. Toate meciurile în prima ligă sunt grele, toate meciurile în divizia nu e ușoară, așa că suntem pregătiți, eu cred, de competiție. Va fi acum interesant de văzut dacă publicul va veni la stadion în număr mare. A fost învățat cu lupta acolo pentru titlu, cumva, dat fiecare an. Pentru mine sunt aceleași meciuri, sunt meciuri multe, sunt meciuri acasă și cred eu că publicul va veni. În play-out e posibil să debutați și alți jucători tineri? Nu e scopul nostru ăsta acum, în momentul de față. Noi să stăm să vedem dacă debutăm jucători tineri. Pe noi ne interesează rezultatele, ne interesează să producem rezultate cu care o să o facem. Lotul e destul de... Îl știți care e, avem și băieți tineri, și foarte tineri, și jucători de experiență. Deci vom aborda cu lotul care îl avem, abordăm această competiție care e 14 jocuri importante în 3 luni și sperăm să o facem foarte bine.